Șoferul de 22 de ani din Târgoviște, care a ucis o fată de 13 ani pe trecerea de pietoni, a fost reținut la 2 săptămâni de la tragedie. Sunt deschise 3 dosare penale în acest caz, după ce rudele fetei și polițiștii s-au luat la bătaie la înmormântarea adolescentei, din cauza că poliția a interzis accesul cortegiului funerar pe strada unde locuiește șoferul. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. La funeralii au fost prezenți peste 200 de oameni. Spiritele s-au încins în momentul în care polițiștii au decis schimbarea traseului cortegiului funerar. De aici până la izbucnirea unei revolte a fost doar un pas. Mai multe persoane au tăbărât nervoase pe oamenii legii. 6 polițiști au fost loviți cu pumnii și cu picioarele. La scurt timp, ministrul de interne Lucian Bode a cerut o anchetă internă, iar în concluzie, șeful poliției municipiului Târgoviște, șeful biroului de ordine publică și alți 2 polițiști cu funcții de execuție sunt cercetați disciplinar pentru modul în care au gestionat situația. De asemenea, a fost declanșată o cercetare administrativă cu privire la avarierea unei auto speciale și la folosirea armamentului din dotare. De partea cealaltă, pe numele celor care i-au bătut pe polițiști, au fost deschise dosare penale pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Astfel că la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești sunt deschise 3 dosare penale. Șoferul de 22 de ani vinovat de moartea copilei a fost reținut și este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă abia la 2 săptămâni de la tragedie. A fost lovită în plin în timp ce traversa petrecerea pentru pietoni. Din impact, fata a fost aruncată la câțiva zeci de metri. Pentru fapta comisă, tânărul are de ispășit ani grei de închisoare potrivit legii.